Bună seara, bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pixelul Albastru. După cum probabil auziți, sunt recet mort. În mod normal, nu aș fi vrut să fac emisiune în după amiaza aceasta, însă o știre de ultimă oră, cea mai tare știre, best ever, de când lucrez în branșă, atât de tare încât e scoală din morți. Prin urmare, răcit fiind, îmi cer scuze pentru glasul meu, n-am putut să nu fac emisiune în după amiaza aceasta. Încă o dată, o știre cum pășcănenii nu vor mai vedea curând. Absolut șocantă, stupefiantă. Sunați-vă, prietenii, dați pe TV Beat, nu? Nici nu știți ce pierdeți, ca să folosesc o sintagmă clasică. Până dați câteva telefoane, am să pun o coloană sonoră adecvată momentului și în pregătirea acestei știri. Da, dacă vă sună cunoscut, înseamnă că este vorba despre un moment fericit, plăcut în viața multora. Și acum să vedem știrea. Iată, de pe ziarul Orizontul. Primarul Pașcanului se recăsătorește în taină cu femeia de care nimeni nu știe că a divorțat. O știre stupefiantă despre care pot spune că este preluată de ziarul Orizontul, însă verificată de către colegii mei. Știrea este pe bune, este adevărată și haideți să o citim. Primarul Pașcanului se recăsătorește în taină cu femeia de care nimeni nu știe că a divorțat. Comportament bizar al primarului municipiului Pașcani, Grigore Crăciunescu. Două puncte. Peste câteva zile, el se va recăsători în municipiul Iași cu Olga, femeia cu care are doi copii și de care nimeni nu are știință că a divorțat. Foarte tare, foarte tare mi se pare. Să opresc puțin muzica, am marcat momentul festiv, m-am și îmbrăcat adecvat, da? Nu-ți vine să crezi. Mai mult, continui cu citatul, știrea a apărut pe iasicâștigă.ro, un site ieșar, preluat, cum spuneam, de către ziarul Orizontul. Mai mult, în ochii opiniei publice și în documentele oficiale, cum ar fi declarația de avere, Grigore Crăciunescu și Olga au apărut tot timpul împreună. Cei doi au plătit inclusiv anul acesta anunțuri de condoleanțe în care s-au semnat amândoi ca soți. CV-ul oficial al primarului arată că este căsătorit, iar în declarațiile de avere din aprilie 2011, Olga este indicată drept parte a familiei, pensionar. Că evenimentul este dorit a fi secret, o arată și faptul că cununia civilă va avea loc în Iași, în localitatea de reședință a celor doi, nu localitatea de reședință a celor doi în Pașcani. Așa. Citesc în continuare de pe site-ul Ieșean. Așa. Grigore are 63 de ani, iar Olga 60. Ambii sunt de profesie stomatologi, având împreună și o firmă de profil. Acesta este articolul absolut șocant apărut pe site-ul Iași Câștigă din Iași, cum spuneam, preluat de Orizontul. Îmi revin greu după așa o știre. Toată lumea în Pașcani, toată lumea pe care o cunosc eu. Așa, lumea obișnuită, zic eu. Eu nu cunosc lume deosebită. Lumea obișnuită. Știa foarte bine că domnul primar Grigore Crăciunescu este căsătorit cu soția dumnealui. Au avut relativ recent nunta unuia dintre copii, au fost la nuntă, s-au comportat normal, firesc, ca soț și soție. Stupoare, reușim să aflăm că dumnealor sunt divorțați de vreo 2 ani de zile. Asta am reușit noi să aflăm. Domnul primar nu răspunde la telefoanele TV Beat. Prin urmare, în ciuda insistențelor colegului meu, până să intru eu în studio, nu am reușit să aflăm un punct de vedere. Cum spuneam, au divorțat de aproximativ 2 ani de zile și se recăsătoresc mâine, la Iași. Mâine însemnând în data de 20 octombrie. Așa, multe
extrem de multe semne de întrebare pe marginea acestei știri epocale. Unul dintre semnele de întrebare că să începem cu începutul. Bine, prima întrebare, de ce au divorțat? Când au divorțat în mod exact și care este motivul acestui divorț? Cine a intentat divorțul? Care este cauza? Poate părea la prima vedere o imixtiune în viața privată a cuiva, însă așa cum au sesizat și colegii de la Iași, unghiul foarte bun, nimeni nu știa, nu a fost niciun semn că sunt despărțiți, că sunt divorțați. Primarul Pașcani, Grigore Crăciunescu, și soția ta. Nu e o problemă, nu e un capăt de țară, nu e ceva ieșit din comun, multă lume se căsătorește. O parte dintre cei care se căsătoresc divorțează, din diverse motive. Nu are rost să intrăm în detalii pe zona aceasta. E o chestiune de opțiune personală, așa cum este căsătoria, așa este și divorțul. Nu e ceva rupt din stele, nu e ceva rușinos. Însă ceea ce frapează în acest caz este faptul că totul a fost ținut secret. Inclusiv în luările dumnealui de poziție, pe marginea diferitelor evenimente, vorbea de el, de familia lui, de soția lui. Ok. Neștiind oficial motivul divorțului, ne bazăm pe informații obținute pe surse, surse bune, credibile, dar totuși surse, și anume că aventurile amoroase ale actualului primar al Pașcaniului au determinat-o pe fosta soție, astăzi discutăm despre fosta soție a acestuia, să divorțeze. Mai mult, domnul actual primar nu ar avea doi copii, așa cum apare, și vreau să și citesc de pe CV-ul dumnealui profesional, deci nu ar avea doar doi copii, se pare că nici măcar trei, așa cum am avansat noi, nu i-aș spune ipoteză, dezvăluirea neinfirmată, da? De domnul primar în mod evident, dincolo de o chestiune așa de fațadă. Domnule, am zis ceva, deci care avea un copil cu o fostă asistentă de a dumnealui de când era deputat, se pare că în discuție ar mai fi existența unui copil. Dacă e așa sau nu, domnul primar datorează explicații. Dumnealui nu este persoană privată în acest caz, este chiar o persoană publică, odată prin funcția pe care o deține. Este importantă moralitatea unui primar. Da? Dacă nu e importantă moralitatea unui primar, atunci, nu știu, să aducem un vagabond la primărie. Da? Când candidează, să spună, domnule, eu sunt vagabond. Umblu așa, din floare în floare. Nu mi se pare firesc. Orice comunitate merită un primar respectabil. Pășcănenii merită un primar respectabil. Un primar respectabil înseamnă inclusiv un primar moral. Așa cum e norma socială în ziua de astăzi. Domnul primar pare să aibă probleme mari la capitolul acesta, de unde și reacția firească a soției sale, care, din câte am reușit să aflăm, mă repet, în urmă cu aproximativ 2 ani de zile ar fi divorțat. O altă problemă este că dumnealui are o imagine, iată imaginea dumnealui frumos în costum, aranjat, cu cravată, cu bandă tricoloră, dumnealui reprezintă municipalitatea, are o fotografie pe site-ul instituției, făcută pe site-ul instituției, deci nu pe blogul lui. Deci dumnealui nu este dumnealui este o instituție, este instituția primarului municipiului Pașcani, da? Nu e un blogger, da? Are așa frumos cu crocarda tricoloră, și are pe site-ul instituției pe care o reprezintă, da, instituția anumită primărie, are un CV. Un CV personal, unde apare nume, Crăciunescu, prenume, Grigore, locul nașterii, comuna Tăuderea, județ Suceava, data nașterii, cât e 30.09.1948, căsătorit, starea civilă, căsătorit, doi copii. Păi nu pare a fi tocmai așa.
Și asta e o problemă, pentru că primarul municipiului Pașcani se afișează într-un fel frumos, așa, cu o ținută impecabilă, da? Și foarte atent la imaginea sa, când de fapt, în spate, pare a fi un tip găunos. Un tip găunos cu multe probleme. Da? Nu numai de comportament în calitate de primar, de ajuns să spui că are un comportament de tip nazist, de tip fascist, care nu-i pasă de oamenii cu probleme. Și dumnealui spune chestiunea asta fără nicio... Deci e o opțiune, nu e personală, dar poate fi o opțiune de primar, însă în momentul în care dumnealui vine cu un CV-ul și în spate punct cu punct se dovedește că nu e așa, îți pui serioase întrebări. Nu știu, eu îmi pun serioase întrebări dacă primarul Grigore Crăciunescu astăzi, la ora când discutăm, mai e membru al PNL. Nu știu, pot să mă întreb, că pe CV-ul zice. Dar asta nu înseamnă că de ieri și până azi nu s-a schimbat câte ceva. Nu știu, mă pot întreba, forțez puțin acum, dar mă pot întreba dacă dumnealui este într-adevăr medic sau a fi vreun impostor, a fi vreun vraci. Nu știu. Întrebarea este firească, pentru că dacă de la început, cu excepția numelui, nu știu, poate și a locului nașterii, da? Restul informațiilor încep să scârție din capul CV-ului, sunt probleme serioase în ceea ce privește moralitatea și cine este acest domn, până la urmă, care ne conduce pe noi, care reprezintă urbea numită Pașcani și care are tot felul de pretenții, de mare edil, să fie respectabil, să fie respectat. E greu să fie respectabil când ai astfel de probleme. Astfel de probleme absolut mari. Să fii divorțat, să știi doar tu, soția ta și un mic grup de prieteni și de rest să pozezi, da? Să pozezi ca fiind familistul nu știu care. Extrem de complicat. Așa. Apoi, am și o întrebare. Cine va conduce în fața ofițerului de stare civilă? Cine vor fi nași? Asta e o întrebare, o curiozitate de tip mondial. E adevărat. Însă identitatea nașilor ar putea să aibă, cum să spun, influența asupra ceea ce se întâmplă cu viața pașcanilor. Administrativă. Însă multe din deciziile administrative se răsfrâng asupra locuitorilor. N-ar trebui să fie un mare secret. Dovadă că este stânjenit de acest eveniment este că va avea loc la Iași. Dom'le, dacă n-am nicio problemă, dacă e o chestiune care se poate întâmpla în viața fiecăruia, trec aici pe CV-ul primăriei, da, în loc de căsătorii, trec divorțat, da, trec câți copii vreau eu, da, așa, nu e nicio problemă, dom'le, m-am gândit, ne-am răzgândit, suntem oameni maturi, ne-am sucit, iată, ne refacem viața, am ajuns la o concluzie, nu știu, indiferent de motivație, da? Facem la primăria Pașcani, în fața ofițerului de stare civile, nu. O facem la Iași. La Iași poate nu se află. Extrem de interesant, iată, s-a aflat. Așa, mai e un aspect și anume faptul că pentru a face cununia civilă, cum se numește, într-o localitate, măcar unul dintre soți trebuie să aibă domiciliu sau rezidența acolo. Am și eu o întrebare. Care dintre cei doi soți locuiește în Iași? Da? Pentru că domnul primar, atunci când a candidat, musai avea buletin de Pașcani. Da? Și dacă mai dorește să candideze anul viitor, de asemenea, musai trebuie să aibă domiciliu în Pașcani. Altfel nu poate candida ca și primar. Restul este liber ca orice cetățean să umble unde vrea dumnealui. Pentru că și chestiunea asta cu primarul, cu alesul local, iată, și din acest punct de vedere, încă un argument al 1520-lea argument, că nu poți să faci ce vrei tu dacă ești ales local, trebuie să respecti anumite reguli. Așa, bine, la respectatul de reguli dumnealui este master of disaster. Așa, într-adevăr, încă o dată, știrea anului, cel puțin, aceasta cu domnul
primar Grigore Crăciunescu, care se recăsătorește în taină cu femeia de care nimeni nu știe că a divorțat. Fabulos! Ar mai fi de... aș mai adăuga un subiect, apropo de asta cu pânglicuța tricoloră pe care dumnealui o poartă și că el, dumnealui, este marele primar, tipul respectabil, tot timpul la 4 ace aranjat și dichisit. A avut loc la începutul acestui săptămâni un eveniment, că a fost un eveniment pentru pașcani, ieșit din comun, mai puțin obișnuit, și anume vizita ambasadorului american la Pașcani. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii a venit în vizită la Pașcani, a vizitat una dintre școlile din municipiu, și anume colegiul Mihail Sadoveanu. Au fost multe discuții pe tema asta, dacă vine sau nu vine chiar ambasadorul. Informații oarecum confuze, însă trebuie avut în vedere și următorul aspect. Un ambasador nu este oarecine, deci este o persoană importantă. Ambasadorul Statelor Unite, da? Deși nu ar trebui să fie așa, nu este oarecine între ambasadori. Dimpotrivă, este cam cel mai tare ambasador din România, din mai multe motive. Nu stau să detaliez acum, prin influența pe care o are, prin faptul că un cuvânt al său cântărește greu în politica pe care România o poartă, dumnealui ambasador, indiferent cum îl cheamă. Sunt convins, nu că aproape. Coordonează și activitatea CIA-ului în România, a FBI-ului, ce agenții mai au ei. Au multă treabă ambasadorii americani în România, România fiind o țară la granița Uniunii Europene și care se învecinează cu spațiul ex-sovietic. Deci a fi ambasador în România e o șmecherie, da? Nu-i tot aia cu să fie ambasador nu știu unde, ca să nu dau un exemplu să greșesc sau să necesită discuții suplimentare. Așadar, Pac Tamnesam, ambasadorul României, ajunge în Pașcani. A fost în emisiunea colegului meu, doamna director de la colegiul Sadoveanu, care a spus, domnule, m-a sunat un domn de la serie, mi-a spus, intrăm în Pașcani, ajungem imediat, venim cu ambasadorul. A fost pe nepusă masă. Domnul primar, ajunge la dumnealui, s-a supărat groaznic la toată faza asta. Cum, domnule, nu l-a anunțat nimeni pe el? Bine, oamenii nici nu au știut, chestiunile astea se și fac, inițial cu o anumită discreție, inițial vizita ambasadorului fusese anunțată printr-un comunicat de presă la Colegiul Unirea din Vale, apoi informațiile au fost că nu mai vine, pentru că într-un final să vină în Pașcani, dar să vină la celălalt colegiu. Cele două școli au activități finanțate, activități civice, de natură civică, pentru că la americani e o chestiune importantă, finanțate pe filiera americană, ca să nu o lungim. Da? Ce se întâmplă? E adevărat, colegiul Sadoveanu a avut și niște fete erau de la Peace Corp, Corpul Păcii, deci au avut oarece tradiție în legăturile cu americanii și cu ambasada. Însă nimeni nu a știut, a fost foarte din scurt. Domnul primar, revin, s-a supărat groaznic, a trecut la amenințări, la din astea, pe surse neoficiale, că a făcut mare tărăboi. De ce n-a știut el să vină ambasadorul la el la primărie? Că el l-ar fi așteptat așa cu colac, cu pâine, cu sare, cu chestia aia de tricolor așezată pe dumnealui. Chestia aia fiind drapelul României, însă mi-e și greu să îl asociez pe un astfel de personaj cu un simbol național. De asta m-am exprimat în felul acesta. Un simbol național care își are locul lui, da? Așa? Acest domn nu e la locul lui. Dumnealui poate ar trebui să fie în altă parte. Da? Sunt mai multe opinii în acest sens care ar fi locul dumnealui. Așa. De ce n-a venit, domnule, ambasadorul la el? Aici sunt câteva explicații relativ simple, însă greu de înțeles de către un fost comunist și care are acum apucături dictatoriale de tip fascist.
e greu să înțeleagă cum e asta cu democrația. În primul rând, un ambasador nu vine bălălău, vine pe un program bine stabilit. Da? Apoi, dacă un ambasador al Statelor Unite ale Americii, care e o mare democrație, însă democrația, eu înțeleg în primul rând ca respectarea unor reguli. Da? La ei sunt niște reguli. Unde mă duc? Mă duc la o școală, la un colegiu. Și atunci, ce caut la primărie? Când nu vreau să mă duc la primărie, și atunci de ce să mă duc acolo dacă nu vreau? Unde vreau să mă duc? Eu sunt ambasadorul Statelor Unite, am puțin timp la dispoziție și vreau să mă duc unde am eu treabă? Unde am eu treabă? La colegiul cu tare. M-am dus, am rezolvat problema, m-am urcat în mașină, mă întorc. La ei chestiunile sunt bine stabilite. Asta cu stai să vezi, cu hau-hau, cu bau-bau, cu palavra multă, asta e apanajul unui personaj de genul acesta, de tip balcanic, demagog, care, domnule, că stai să vezi, că trebuie să mă bage pe mine în seamă, nu știu ce o fi având în cap, că el a fost deputat, că... Și care e problema? Nu-i pasă. Ambasadorul Statelor Unite nu-i pasă de chestiuni de genul acesta. Un aspect și al doilea, ei verifică foarte bine, ei însemnând serviciile secrete, cred că și românești, dar în special cele americane, sunt extrem de sensibili la cu cine se întâlnește reprezentantul Statelor Unite ale Americii. Da? Pentru că la ei opinia publică chiar este interesată de cum este reprezentată, spre deosebire de noi. Și mi-amintesc din trecut că primul ministru al României, aproape indiferent cum îl cheamă, Tăricianu, de exemplu, așa se întâlnea prin Italia, pe la Roma, cu un grup din diaspora, între care și un cetățean de etnie romă căutat penal ăla, argint. Așa, dacă ne amintim. Un moment absolut jenant. Bine, eu și cred că Tăricianu a fost făcut. S-a vehiculat la momentul respectiv ipoteza să fie făcut de mână cu cei din serviciile secrete, este impardonabil tu, ca fiind de la SRI, de la CIA, de unde vrei să fii, de la CIA, de la Secret Service, de unde e păzit ambasadorul Americii sau primul ministru al României, să nu știi cine vine, cine sunt aia care vin, să n-ai fotografiile lor, să n-ai CV-ul lor, da? Și așa mai departe. Eu cred că americanii și-au făcut tema atunci când și-au adus ambasadorul în Pașcani și mă tem, ipoteza avansată de colegul meu Cătălin Cojocar într-o emisiune de-a dumnealui și confirmată astăzi de către o sursă de-a noastră, mă tem că a avut dreptate Cătălin Cojocar atunci când a spus că americanii au verificat acest personaj și au constatat că are foarte multe probleme, nu știu, cu respectarea legii, că e un tip controversat, nu știu, că raportul Curții de Conturi e plin de chestiuni grave. Și atunci, poate că americanii chiar și rugați, sau, bine, poți să-i rogi, ei nu cred că ar fi acceptat un milion de ani ca ambasadorul Americii să se întâlnească cu un primar asupra căruia planează serioase suspiciuni. Nu atât de moralitate, așa, deși dacă ne uităm pe știrile de la ei, vedem câtă atenție dau inclusiv acestui aspect, ci chiar pe chestiuni de cod penal. Dacă omul e susceptibil, primarul Pașcanu, nu e condamnat nicăieri. Nimeni n-a zis că e vinovat de ceva. Dar sunt indicii că ar fi susceptibil, planează asupra dumnealui bănuiala că ar fi făcut lucruri necurate, iată, de exemplu, cu banii publici. Sau cu, cine știe, o mulțime de alte chestiuni. Da, ăsta este subiectul. De rest, despre domnul primar, mai am 5 minute. Destul de puține de spus. În ultimele zile, situația în Pașcani a evoluat în nota caracteristică. Dumnealui se preocupă de eșarfa tricoloră, se preocupă să arate impecabil, să aibă o imagine grozavă. Mai puțin se preocupă de pașcani și pășcăneni. Citesc doar câteva titluri. Pășcăneni puși pe drumuri de astăzi, din Orizontul, să plătească pentru o adeverință de care nu mai era nevoie pentru ajutoarele de încălzire. Despre ce este vorba? Pășcăneni au fost plimbați de la sediul primăriei unde veniseră să depună cereri pentru a primi ajutorul de încălzire, la biroul agricol să iau adeverința, adeverință care nu poți să obții decât dacă
plătește o taxă la finanțe, s-au dus, au stat la coadă, au plătit taxa la finanțe, au venit la agricol, au luat adeverință și la ghișeul s-a spus nu trebuia. După ce omul a pierdut o mulțime de timp și inclusiv suma care pare mică, 3 lei, suma se poate în schimb recupera dacă faci o cerere în acest sens. Cei care vor să recupereze cei 3 lei o pot face. E și o chestiune de bani, e leul omului muncit și încasat pe nedrept, abuziv, fie că abuzul are la bază o prostie, o neglijență, un dezinteres, nu știu ce are la bază abuzul ăsta, dar are la bază. Așa. Deci e nota caracteristică. Dă-i dracu de pășcăneni, da, stați aici, înghesuiți-vă, vă iau, vă plimb de dracu, vă ia și la sfârșit vă spun, v-ați plimbat degeaba, ha-ha, ce proști sunteți. Asta e atmosfera în primăria Pașcani, nu e prima știre de genul ăsta, asta e știrea de astăzi. Sunt știri de zilele trecute, de la audiențe. Pășcănean, că la limita supraviețuire, executată pe neplata unor taxe și impozite locale. Da, femeia avea 8 milioane datorie, nu le plătise, spune ea, din sărăcie. Locuia împreună cu fiul ei, care până mai ieri beneficia de un ajutor de ăsta la venitul minim garantat, de la primărie l-au scos și femeia a fost imputată, a fost suma pentru impozite, cam 800 de lei, și din pensie ei de 500 și ceva, îi se opresc 155 de lei în fiecare lună până își termină de achitat impozitul. În teorie, este corect, fiecare trebuie să plătească impozit. Însă trebuie să privești ca primar, da? Pentru că nu ești pus acolo să fii judecător. Da? Ca judecător, da, decizia e corectă. Pe drept, pe dreptate, e absolut corect să fii așa. Ca primar, vezi alea că cu femeia aia, poate tu trebuie să vii să-i dai un ajutor social. Nu știu. Îl merită, nu-l merită. Nu știu, domnule, trimite o anchetă socială. Vezi că stau 3 oameni, trăiesc, zice ea, din 300 și ceva de lei pe lună. Hai 400 de lei pe lună încărcat. E puțin. Vezi dacă poți să ajuți cumva. Ea ce a făcut? A luat-o, a executat-o silit. Femeia venise la primărie să ceară milă. Da? Fie vă milă de mine, că zvai de capul meu, sunt bolnavă, n-am. Și acum mi-ați oprit și din pensie. Nu le-a fost milă de ea. Încă o dată, dacă era pus să fie judecător sau, nu știu, procuror sau polițist, poate primarul ar fi procedat corect sau cei din primărie. Însă, ca primar, nu poți să nu ai un ochi și pentru latura, valența socială a oricărei probleme care ți se adresează. Dacă e îndreptățit, posibil femeia să fi mințit. Dar eu am o teorie în conformitate cu care, în situații limită, oamenii simpli nu mint. Da? Precum mint oamenii complicați. Da? Complicați și divorțați. Republica Pașcani. Un pășcănean, o pășcănean, că plătește impozite pentru două terenuri ale primăriei. Deci o femeie are în adeverința, că nu are titlul de proprietate, are adeverința trecute două terenuri, alea sunt, culmea, nu știu cum s-a întâmplat, terenuri declarate publice. Da? Terenuri publice, e vorba de curtea școlii și un teren al primăriei care l-a dat concesiune pe la sere. Povestea e la Blăgești. Așa, femeia n-are terenul, nu beneficiază niciun fel de pe urma lui, dar plătește impozit la primărie. A fost să rezolve chestiunea asta, i s-a ridicat din numer, nici în altă parte n-au vrut să-i dea. Dă-i dracu, lasă plătească. Că domnul primar așa e, tot ce trebuie să plătească lumea e binevenit. Când trebuie dumnealui să facă, nu mai face. Rămâne de văzut dacă va face chef după nuntă, dacă va celebra în vreun fel căsătoria. Da? Atât pentru această seară. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. La revedere. Dacă starea de sănătate va permite, ne revedem mâine.